Astăzi este Valea Regilor. O să vă las să priviți câteva momente, unele morminte pe care le-am vizitat. Mă duc acum către cel mai mare mormânt, către Set, și povestim după aia. Tot lângă Luxor și lângă Valea Regilor există templul lui Hatshepsut. Hatshepsut, povestea ei, este singura femeie faraon, prima și singura femeie faraon din Egiptul Antic. De aceea cam toate însemnele cu ea, cam toate statuile cu ea au fost distruse, sparte, pentru că n-au vrut ca o a doua experiență feminină să se mai repete. Hatshepsut, prima femeie faraon. Luxor, poți să mai vezi Valea Regilor, dar și templul lui Hatshepsut, sanctuarul mortuar al lui Hatshepsut, prima femeie faraon. Dacă există noțiunea de mormânt frumos, aici în Valea Regilor, mormântul lui Set este cel mai complex și cel mai bine dotat. Ce înseamnă că un mormânt e lung? E bine, asta însemna că faraonul știa din timpul vieții, pentru că egiptenii credeau în viața de după. Faraonul știa din timpul vieții că o să moară. Și atunci se preocupa să-și facă casa de veci. Duceau acolo toată bogăția lui, ca o răsplată pentru spirite
ca atunci când vor veni, când va trebui să se reîncarneze, să aibă cu ce plăti. Cu el odată mureau și sclavii lui, în ideea în care nimeni să nu știe unde e îngropat, pentru a nu putea fi jefuit. Toate astea, oricum, am toate de aici, din Valea Regilor, toate cele descoperite, au fost și jefuite. Ceea ce vreau să rog este, în niciun caz, să nu cumpere obiecte, să nu încurajăm să cumpărăm obiecte care au aparținut egiptenilor, faraonilor și care, îți spun sincer, că le găsești cu ușurință pe aici. Și aride, aici în Valea Regilor, găsim probabil, dacă nu sigur, chiar zi-mi și mie dacă știe, cel mai mare sau mai e un alt sit arheologic mai mare pe acest glob. Cred că este cel mai mare sit arheologic din tot ce înseamnă Terra. Încă din antichitate, regii erau preocupați de viața de apoi, egiptenii. Ei credeau în viața de apoi, astfel încât cumva își făceau o a doua casă, plină cu bogății, plină cu mesaje, plină cu rugăciuni, niște temple absolut superbe. Pentru că credeau că până când o să revină pe pământ, trebuie să aibă viață frumoasă, să aibă cu ce să plătească, toate vămile. Își luau cu ei inclusiv sclavii, în morți, îi omorau. Dar crezând în reîncarnare, cum ei se reîncarnau și ceilalți. Ce mi se pare trist însă, deși arată, încep lucrurile să arate cât de cât e că încă din antichitate, mormintele erau jefuite. Ele sunt jefuite și acum. Bogății, mari bogății sunt la toate marile muzee din lumea asta. Fie că e Franța, fie că e Germania, fie că e America. Toți au lucruri din Egiptul antic. Cum au ajuns, nici nu mai contează. Important e că acum Franța văd că a început în Alexandria să doneze la noua bibliotecă, la Alexandrina, să doneze din titlurile care au ajuns întâmplător la ei. Să doneze din obiectele de la muzeu. Aici, în Valea Regilor, e minunat să știi că ar trebui să ai niște apă și o pălărie, nu ca mine. Te-aș mai vrea să te rog ceva. Dacă ajungi aici, aș vrea să păstrezi cât se poate de mult liniștea. Ca să poți să filmezi, îți trebuie o taxă specială, dar ca să păstrezi liniștea, îți trebuie doar o stare să stai în tine. De ce zic asta? Pentru că, deși pare un muzeu, totuși noi intrăm în niște morminte. Noi intrăm în niște morminte ale unor spirite. Mie, unul personal, sincer, n-aș vrea să-mi intre nimeni în mormânt. Chiar dacă știu că e doar partea fizică acolo, știu că, dar măcar dacă tot intrăm spre a studia și a înțelege trecutul nostru pentru a putea avea un viitor mai bun, hai să păstrăm în liniște. Hai să nu cumpărăm de la diversi tipi care vor veni către noi diverse obiecte de valoare. Unele dintre ele sunt și fake-uri, altele însă sunt obiecte reale, adevărate. Evident furate, că doar, deși aici s-au descoperit doar câteva morminte, e cum e și cazul lui Tutankhamon, mormântul lui Tutankhamon. Descoperit după o perioadă grea și bani mulți, inteligența egiptenilor din antichitate era, au pus mormântul lui Tutankhamon, pentru că el a murit la o vârstă fragedă, 19 ani. L-au pus sub alt mormânt, adică greu de găsit. Cu toate astea, pentru că aici în zonă poții de morminte erau și atunci, cum sunt și acum, cum au fost de atunci încoace, se tot fură, se tot ridică din mormânt, se tot ridică din mormânt obiecte și în continuare mai sunt. În continuare, în zona asta aici, sunt morminte nedescoperite. Sunt valori inestimabile despre lumea antică. Haideți să le lăsăm aici unde e locul lor. Haideți să venim să le vizităm aici unde e locul lor. Haideți să venim să ne facem iertările și înfăcările pe zona asta de aici. Valea Regilor, un loc absolut fascinant. Nu cred că e de văzut vara. Nu cred că rezistăm vara noi. Sau ar fi, cred că e foarte greu. Acum e 8 dimineața și încă au ajuns 30 de grade și e iarnă în Egipt. Însă e un...
loc absolut superb. Îți recomand, dacă poți să ajungi în Egipt, să nu eziți să ajungi pe Valea Regilor. Pregătește-te de sume considerabile pentru a vizita oricare din siturile arheologice, oricare din morminte. De exemplu, la Set costă 1000 de lire, asta înseamnă 60 ceva de dolari. E o sumă! Să ne cerem iertare și să plecăm împăcați. În existența sufletului nostru pe acest pământ, cu siguranță am fost și pe aici, atât eu cât și voi. Sunt Sebastian și sunt gazda ta aici, în Valea Regilor din Egipt, dar și pe Canal 33 și Ascensie Urban Spirit. Cu bine, pace și numai bine!